Cancerul de col uterin, ovarian, de rect sau de prostată sunt doar câteva dintre afecțiunile în care chirurgia robotică și-a dovedit maestria. Robotul Da Vinci, folosit din 2008 la Institutul Funden din Capitală, este folosit cu succes de medici în cazuri foarte complicate. Ironia sistemului medical românesc face însă ca numărul acestor intervenții care salvează vieți să fie limitat. Chirurgia robotică nu mai este finanțată de Ministerul Sănătății din 2013, iar operațiile sunt susținute din bugetul spitalului. Toate demersurile medicilor de a solicita finanțare de la minister s-au lovit de un refuz categoric. Așa se face că doar câțiva pacienți pe an pot beneficia de această tehnologie avansată. Robotul Da Vinci are 4 brațe și realizează intervenții complicate printr-o singură incizie cu precizie milimetrică. Medicii sunt cei care manipulează acest robot sofisticat, de la un pupitru unde imaginea este tridimensională. Incision has less pain and less scarring. Usually, women, for example, they don't have scars from multiple incisions, even if they are very small. It is better for them to have just one incision. Dar beneficiile chirurgiei robotice sunt mai mari de atât. Most of the people go home the next day, or if they stay in the hospital, they stay only for a few days. They recover quickly. They have no infections. They don't have postoperative hernias. They return home and to their work very, very quickly. Operațiile pe cale robotică și-au dovedit eficiența în multe cazuri de cancer în stadii avansate. Cancer de rect, care constituie principala preocupare de la început și care se operează în continuare robotic, și pentru că bugetul s-a restrâns, încercăm să ne limităm la sfera pelvină. Deci am extins și la cancerele genitale, la operația radicală pentru cancerul de col uterin. O anumită parte din chirurgia pancreatică, mai ales la nivelul corpului și cozii pancreasului, se face încă robotic. Și herniile hiatale și operațiile antireflux, mai ales când sunt recidive. Până în 2013 erau realizate 150 de intervenții robotice pe an la Institutul Fundeni prin programul pentru chirurgie robotică, finanțat de Ministerul Sănătății. În prezent sunt realizate doar 30 pe an, spitalul fiind cel care suportă cheltuielile. Pentru o singură intervenție, consumabilele costă între 2.000 și 4.000 de euro, astfel că prea puțini pacienți au acces la această tehnologie. Deocamdată nu pot fi operați decât extrem de selectiv, pentru că programul robotic este susținut exclusiv din bugetul spitalului. Ministerul Sănătății a desființat programul robotic la anumite sugestii, după părerea mea, neavenite. Din 2013, Institutul Fundeni a făcut în fiecare an solicitări către Ministerul Sănătății pentru a refinanța chirurgia robotică. De fiecare dată, apelul medicilor a fost însă respins. În țară, doar 4 spitale de stat au astfel de roboți: Institutul Fundeni și Spitalul Militar din București, unul în Timișoara și altul în Cluj-Napoca. Însă cel de la Cluj nu este folosit din cauza costurilor foarte mari. Peste 1700 de operații cu roboții Da Vinci au fost realizate în România.